în vremuri grele ca acestea, trebuie să fiți foarte atenți pe ce dați banii. Și când este vorba despre mâncare, aveți în vedere nu numai prețul, ci și calitatea produsului. Pește expirat sau depozitat în condiții necorespunzătoare. Asta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorului Prahova la un control fulger realizat în halele centrale din Ploiești. A plouat cu amenzi, iar pentru unul dintre comercianți a fost impusă sistarea activității. Început să se decongele, păi acum pune prețul lătru să vadă, lăsați să merge, că ne facem ca pisica. Alți comercianți vindeau pește expirat de 5 zile. Data recoltării 27.12, termen 72 de ore, 27 s-a terminat pe 30. Ori noi suntem de acum pe data de 5 ianuarie. Expirat. Expirat de 6 zile. Atâta vreme cât nu poți să ne prezinte un document în care să rezulte că produsul respectiv respectă condițiile și prevederile legale, deocamdată noi am luat măsura de o sistare a comercializării. Cumpărătorii au devenit ceva mai prevăzători. Niciodată nu cumpăr pește de aici. Ce dacă este, a știu precis că acest pește este spălat cu furtunul jos în subsolul care. Sărat, nu puteai să-l mănânci. Ce-ați făcut cu el? La mine, la căței, ce rac să fac el? Să mă îmbolnăvesc, ca o pasile, porbă, să... rușinos. Ar trebui să veniți mai des ca să-i puneți la punct. Sancțiunile au mers până la 30.000 de lei, dar asta nu-i oprește pe comerciant să încerce să vă păcălească și altă dată. Este primul an, după mult timp, când în primele zile ale anului nu a mai fost aglomerație la casierile fiscului ploieștean. Fie că oamenii au înțeles că pot plăti taxele și impozitele locale încă 3 luni de acum încolo și să beneficieze totuși de bonificație, fie că au avut mai multe opțiuni de plată decât în alți ani, cert este că cele 15 casierii din Ploiești au avut activitate ceva mai relaxată zilele trecute. Sunt alternative care le sunt oferite, oficiile poștale, infochioșcurile, plata pe internet prin ghișeu, plata pe internet pe baza parolei de la noi, deci acum pot accesa mai multe forme de plată. Pentru reducerea a 10% din plată, dacă aceasta se face până pe 31 martie 2012, dar și ca să scape de grijă, pensionarii s-au prezentat totuși la ghișee. Am venit și ieri, dar nu știu că e închis. Și am venit și azi. Eu zic, nu știu câte zile trebuie să aduce aici. Și zic, să fiu mai sigur. Ia, eu de la început, ca să iau și o pâine, nu? Că dacă se dă. Contează ea 10%. Păi da, cum să nu conteze la 800 care i-am pensie? Nu? Așa. Asta e. Cât aveți de plan? Am plătit 1 milion. Că m-am părțit jumate cu nevasta. Are și ea 1 milion, dar de unde dacă n-are niciun... Și anul acesta, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va continua programul început anul trecut și va trimite inspectorii la domiciliile contribuabilor care nu pot sau nu au timp să se deplaseze la casierii. Turismul rezistă și în perioadă de criză, pentru că românul uită că nu are bani când e vorba de distracție. Hotelierii de pe Valea Prahovei se pot declara mulțumiți după revelionul acesta. Peste 15.000 de turiști și-au petrecut anul nou în stațiunile Sinaia, Bușteni și Azuga și cei mai mulți au preferat hotelurile de 3 și 4 stele. Sinaia, de exemplu, a fost declarată cea mai scumpă stațiune de revelion și chiar și așa, capacitatea de cazare a fost de aproape 100%. Turiștii au dorit să se răsfețe în mini-vacanță, așa că au ales facilități moderne ca saună, piscină și masajul, lucruri care pot fi găsite la prețuri pe măsură. Deci după sărbători pentru ușurarea digestiei, un masaj este foarte bun pentru clienții noștri care vin în acest hotel și ar fi foarte bine ca ei să repete în fiecare zi acest masaj pentru o tonifiere a musculaturii foarte bune. Turistul român s-a obișnuit să ceară servicii și facilități. Le oferim în primul rând serviciul de spa, saună, jacuzzi, solar, masaj, piscină, diverse sporturi de iarnă, cum ar fi, le închiriem echipamente pentru schi, ATV-uri. Cât despre mâncare, și la acest capitol turiștii au fost impresionați. Trandafir de somon și șalău, alături de bucătărie de legume. Și cafelul principal, de bază, mușchi regal Rova, specialitatea noastră.
Nici pensiunile nu au fost o alternativă ieftină. 4 nopți de cazare într-o cameră dintr-o pensiune de 3 margarete a costat aproximativ 1200 de lei, în timp ce la una de 2 margarete prețul a scăzut la minim 900 de lei. Prețurile au inclus însă doar cazarea și micul dejun, fără cina festivă de Revelion.